și bine ați venit și colegilor noastre zlădeni. Mulțumesc domnului primar de la Cricău că văd că au venit și ei. Și nu pot să nu menționez în mod special și să o felicit pe doamna Moș pentru strădania pe care și dăruința cu care se zbate ca să facă niște lucruri minunate în fruntea Astrei Ieșene și în fruntea Astrei Românești, sediul Sibiu, pentru că societatea Astra întotdeauna a militat un spirit național extraordinar de la înființarea ei și până astăzi și mă bucur că încă sunt asemenea oameni minunați care se luptă pentru identitatea poporului român și pentru existența noastră pe acest pământ. Vreau să vă spun că pentru cei care nu știți, vă aflați într-un oraș vechi, într-un oraș de 2000 de ani, atestat documentar în anul 158 era noastră, care a avut prima denumire de Aurarea Minor sau Ampelum. Ampelum, după părerea marelui profesor Vasile Pârban, este nume dacic. Și pentru că am ajuns la Dacia, s-ar putea întâmpla ca unii dintre dumneavoastră să fie auzit ce scrie în urmă cu vreo două luni de zile unul din primii consilieri al lui Papa Ioan Paul al XII-lea, după studierea arhivelor de la Vatican, că limba română se trage din limba latină se trage din limba română. Și nu e invers ceea ce știam noi. Deci asta este un lucru extraordinar. Sunt 230 de kilometri de arhive la Vatican, pentru că și care sunt secrete, n-au acces decât numai anumiți oameni. Și iată, acest consilier al Papei Ioan Paul spune acest lucru. Și este foarte important pentru noi, pentru identitatea noastră, poporului nostru. Sigur că Zlatna apare, numele de Zlatna apare mai târziu, iar în perioada Imperiului Habsburgic, la un moment dat, o scurtă vreme, a mai avut o denumire de Aurarea, Goldmark, Piața de Aur, dar numele i-a revenit înapoi Zlatna. Se pare că cel mai tare, după 1287, când apar primele înscrisuri în limba maghiară, el apare cu denumirea de Zlatna. Nu știu până când a durat numirea de Ampelum, dar oricum, în perioada stăpânirii romane s-a numit Ampelum. În perioada când se numea Aurarea Minor, Roșia Montană era Aurarea Maior. Și după ultimele descoperiri și din arhivele de la Heidelberg, se pare că este real, împăratul Traian a fost campat în Zlatna până în 106, după războaiele daco-romane, când a reorganizat Dacia, iar mâna, capul și mâna dreaptă a lui Decebal i-au fost aduse aici de către acel ofițer Marcus Augustus și după niște înscrieri care se găsesc la Heidelberg și la Heidelberg, pentru că acel bust pe care îl vedeți dumneavoastră acolo este al lui Martin Opitz. Martin Opitz este un scriitor și totodată un absolvent eminent al Universității din Heidelberg, din prima parte secolului 17, la începutul 1600, și este adus în Transilvania de către Bethlen Gabriel, Bethlen Gabriel care se pare că a fost și proprietarul acestui palat pe care îl vedeți. Bethlen Gabriel a fost principe al Transilvaniei între 1617 și 1629 și el l-a adus în 1622 în Transilvania cu încă trei colegi
absolvenții cei mai buni ai Universității din Heidelberg în ideea de a forma o universitate la Alba Iulia. Nu se gândește